Bun găsit la știrile din sport! Doi dintre jucătorii de la ASEA Târgu Mureș se află în acest moment într-un stadiu de pregătire organizat de selecționerul României, Anghel Iordănescu. Este vorba despre Șep și Laszlo și Claudiu Bumba. Tricolorii vor juca împotriva Irlandei de Nord pe 13 iunie, ora 21:45, ora României, pe Windsor Park, cea de-a șasea partidă din preliminariile Euro 2016. În perioada 2-7 iunie, selecționerul Anghel Iordănescu organizează un stadiu de pregătire dedicat jucătorilor care au încheiat mai devreme sezonul competițional, stadiul la care au fost convocați și Șep și Laszlo și Claudiu Bumba. Tricolorii vor juca împotriva Irlandei de Nord pe 13 iunie, ora 21:45, ora României, pe Windsor Park, cea de-a șasea partidă din preliminariile Euro 2016. Pentru acest joc, selecționerul Anghel Iordănescu a convocat și 16 stranieri pe lista preliminară. Vorbim de portarii Ciprian Tătărușanu și de Costel Pantilimon, fundași Răzvan Raț, Vlad Chiricheș, Florin Gardoș, Dragoș Grigore, Cosmin Moții, Alexandru Mățel. Ca mijlocași, Alexandru Maxim, Ovidiu Hoban, Gabriel Torje, Eric Bigfalvi, Lucian Sânmărtean. Atacanți, Bogdan Stancu, Claudiu Cheșeru și Florin Andone.